Știința este un generator al tehnologiei moderne și un instrument important al dezvoltării economice. Axiomatic vorbind, într-o economie bazată pe cunoaștere, creșterea productivității muncii în ramurile productive este direct corelată cu suma cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare. Mai mult, productivitatea sporește odată cu majorarea finanțării cercetărilor fundamentale efectuate de către industrie, business, chiar și în cazul când cheltuielile pentru cercetările aplicative sunt permanente. Acest fapt poate fi explicat prin efectul multiplicatorului. Creșterea cercetărilor fundamentale impulsionează elaborările aplicative și contribuie la crearea tehnologiilor, precum și la implementarea inovațiilor în ramă. În lumina celor relatate, noi, comunitatea academică, am primit cu mare bucurie rezoluția celei de 76 sesiuni a Adunării Generale Națiunilor Unite, care a proclamat anul 2022 An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă. În acest fel, evidențiem rolul avut de științele fundamentale în asigurarea progresului în domenii precum medicina, industrie, agricultura, tehnologie și cultură. Iar accentul este pus pe importanța avută de științele fundamentale în punerea în aplicare a Agendei 2030, a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă și, mai nou pentru noi, a implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Desigur că atunci când ne punem întrebarea referitor la rolul și necesitatea susținerii științei fundamentale, trebuie cu toții să înțelegem că cercetarea fundamentală și cea aplicată diferă în primul rând prin scopurile și obiectivele lor. Științele fundamentale nu au scopuri practice speciale. Ele ne oferă o cunoaștere generală și înțelegerea principiilor structurii și evoluției lumii în vastele sale domenii. Științele fundamentale sunt fundamentale tocmai pentru că pe baza lor este posibilă înflorirea a foarte multe și variate științe aplicate. Știința fundamentală, cercetarea fundamentală, trebuie efectuate și ele vor exista atâta timp cât va exista umanitate. Principala proprietate a științei fundamentale fiind puterea sa predictivă. Ori noi de-a lungul istoriei suntem martorii multor exemple, în prezicerea sau formularea de ipoteze privind unele procese economice, de exemplu, își găseau aplicabilitate și se adevereau peste 10 de ani. Doresc să accentuez aici că și știința economică ancorează un complex de cunoștințe și idei cercetate și bine structurate, care sunt în deplină concordanță cu anumite obiective fixate fie de individ ca membru al societății, fie de stat sau guvern, care de fapt au finalitatea în a oferi careva soluții și propuneri eficiente pentru ca scopurile pe care le are atât individul ca persoană fizică, cât și guvernul ca organ de stat să fie atins. În acest context, utilitatea științei economice este în a sintetiza cercetările deja testate în timp pentru a oferi soluții cât mai eficiente pentru dezvoltarea unei țări, evitând erorile comise și anticipând evoluțiile prin modele formalizate. În condițiile internaționalizării, globalizării, nu putem spune că cercetarea economică pentru țara noastră este una detașată de curentele științifice actuale, chiar dacă pe alocuri poate fi specifică și sau distinctă. Noi toți ne fundamentăm ideile pornind de la mari savanți economici ca Montesquieu, Smith, Keynes, Gilbert și alții care au elaborat fundamentele teoriei economice. Adeseori se întâmplă că apare o minte mai lucidă care vine cu anumite idei geniale și care la acel moment sunt apreciate drept foarte buni, iar peste câteva secole se poate întâmpla ca ideile respective să fie respinse. De exemplu, Adam Smith a criticat mercantilismul care până în secolul XVIII era considerat doctrina economică de bază. Ulterior, John Keynes vine cu o altă doctrină care este în defavoarea celei lansate de Smith. Astfel, fiecare doctrină, ca parte a științei fundamentale, își are sensul și rostul într-o perioadă anumită, când deja aplicabilitatea practică ne aduce beneficiile spontane.